Școala Timotei este cu adevărat o mare binecuvântare pentru mine. Aici eu învăț cum să aplic și cum să transmit ceea ce învăț din cuvântul Domnului. Aici eu învăț cum să devin un adevărat Timotei și cum să fiu gata să-mi dau viața pentru Domnul. Zilele acestea noi studiam din cartea 1 Petru și învățăm despre suferință și cum să trecem prin ele. Și lucru care cel mai mult m-a atins pe mine din cartea aceasta a fost din capitolul 1, când Petru spune că încercarea credinței voastre, care este mai scumpă decât aurul, să aibă ca urmare laudă, slavă și cinste. Deci, da, ce m-a atins tare mult, că încercarea credinței noastre este mai scumpă decât aur. Deci dacă aurul e cel mai înalt valut sau cel mai înalt lucru sau mai scump lucru de pe pământul acesta, încercările credinței noastre este și mai scumpă. Și asta m-a atins pe mine foarte mult. Mă numesc Voicu Adela și sunt student la Școala Timotei la 5-a sesiune. Acum studiem cartea 1 Petru și ca orice altă sesiune a Școlii Timotei, aceasta îmi transmite un mesaj special și mă ajută ca să cresc spiritual. Cartea 1 Petru mă ajută ca să înțeleg de ce creștinii trebuie să treacă prin încercări și cum să trecem biruitori de aceste încercări. Mă ajută să mă întăresc în credință și să îmi pun nădejdea în Dumnezeu. Mulțumesc mult autorilor care au scris acest manual și de asemenea un mulțumesc special pentru profesorii care ne particip la 5-a sesiune din cadrul Școlii Timotei. Aceasta cuprinde studierea cărților Cerul, Iadul și Viața de după moarte și 1 Petru. Ele au un impact deosebit în formarea comportamentului nostru și a propriei persoane. Împreună cu alți tineri și adolescenți, studiem și ne bucurăm de învățăturile descoperite chiar de noi înșine. Fiind conduși de profesoarele noastre, putem pătrunde adânc în esența lor. Săptămâna aceasta am început cu studierea cărții 1 Petru. Ideea principală pe care autorul a vrut să o întipărească în mințile credincioșilor, scriind această epistolă, este abordarea corectă în raport cu suferința. Încercările sunt echivalente cu binecuvântările din partea lui Dumnezeu. Ele sunt menite să ne cioplească caracterul nostru spre desăvârșire. Drept exemplu, primim aurul, care trebuie să treacă prin foc pentru a-și primi adevărata valoare și scumpătate. Fiecare situație dificilă din viața noastră este menită să ne modeleze asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt la Școala Timotei și studiem la această sesiune cursul 1 Petru. Acest curs este despre cum să rămânem tari în încercări și ce atitudine să avem atunci când trecem prin suferințe, prin persecuții, prin prigonire din cauza cuvântului lui Dumnezeu. Și interesant că Dumnezeu știe tot puternic, El știe toate lucrurile și a știut când eu personal am nevoie de această sesiune, fiindcă sunt înconjurată de încercări din partea familiei, din partea colegilor de la universitate și au fost unele situații în care am rămas mirată, nu știam cum să reacționez în unele situații și atunci am avut parte de multe încurajări din partea acestui apostol care a încurajat creștinii din acele vremuri ca să nu se mire de cele încercări și de cele persecuții care au dat peste ei, ci din potrivă să se bucure în ele, să caute bucurie la Dumnezeu și să treacă biruitor prin această încercare, fiindcă încercările îi fac desăvârșiți și tot mai plăcuți lui Dumnezeu. Mă numesc Hangan Elena și sunt studentă a Școlii Timotei. Sesiunea la care particip acum este cea de-a treia sesiune, dar în urma fiecărei sesiuni m-am ales cu învățătura sănătoasă și o bună îndrumare. Datorită primei mele sesiuni din iarna trecută, am început să predau cuvântul lui Dumnezeu, creând un grup de studiu biblic și cred că doar datorită acelei sesiuni am început să vestesc cuvântul, pentru că dacă nu era ea, cred că nu aș fi început atunci sau în cel mai rău caz, cred că nu aș fi început niciodată. Manualul de studiu biblic pe care studiez acum, în prezent, este 1 Petru și foarte mult mi-a atras atenția îndemnurile lui Petru. Unul din îndemnuri este: nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă binecuvântați, căci aceasta ați fost chemați.
Iar alt îndemn este: nu vă lăsați stăriți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Aceste două îndemnuri mi-au atras mai mult atenția și s-au lăsat amprenta destul de apăsat, pentru că în ultima perioadă am simțit necesitatea lor. Acest studiu, 1 Petru, îmi oferă îndrumare acum să fiu în încercări. Ce drept, mai puțin am avut parte de încercări, momentan Dumnezeu mă scutește de ele, dar mă pregătește bine pentru ele, care urmează să vină. Am înțeles că viața de creștin nu este deloc una ușoară, așa cum am crezut eu, și sărmanul creștin la câte încercări este supus. Știu că atunci când voi trece această sesiune, o voi încheia cu o nouă perspectivă și cu alte planuri care abia așteaptă să fie desfășurate. Această sesiune în care studiem cartea 1 Petru mă ajută și mă învață să îmi pun toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. De asemenea, datorită acestui studiu, trec cu o bucurie negrăită prin felul de încercări ale vieții mele. Iar gândurile rele care mi-o trăveau odată mintea prețioasă și fragilă, le-am făcut acum roade ascultării de Iisus Hristos. Am înțeles că nu este nicio fală să suferim pentru lucrurile rele pe care le-am făcut, dar este o mare cinste și nu vom fi dați de rușine pentru că suferim pe nedrept pentru că facem binele. De aceea vă îndemn să vă păcăiți ca să aveți și voi parte de dragostea și pacea pe care o am eu în Hristos Iisus și pe care nu ne poate lua nimeni în vecii vecilor. Mă numesc Procopencu Ioniel, am 15 ani și sunt pentru a treia oară la această sesiune. Școala Timotei are un impact deosebit de mare în viața mea. De fiecare dată când vin la această școală, primesc creștere spirituală din Cuvântul lui Dumnezeu și zidire duhovnicească. Metoda inductivă prin care studiem mă ajută foarte mult să înțeleg scripturile. Tinerii din ziua de azi pierd timpul pe lucruri de nimic, dar școala Timotei crește o generație de oameni cu caracter integru și care sunt după voia lui Dumnezeu. Iubesc școala Timotei și recomand tuturor tinerilor și adolescenților să vină la ea. Hello, my name is Samuel Filat and I'm 13 years old and I study at the Timothy School. And my teachers are Miss Elena Filat and Miss Marika Iliescu. And I have learned that I from 1 Peter that I have to be a righteous man, because Peter tells us and teaches us that only a righteous man can enter the kingdom of God. And I really enjoy the Timothy School because it teaches teenagers the word of God through an interactive and a very fun way.